Șase angajați ai Spitalului Județean de Urgență din municipiul Tulcea și opt pacienți au fost depistați cu noul coronavirus. Iar activitatea unei secții a fost transferată într-un alt spațiu, au declarat autoritățile sanitare. Reprezentanta Direcției de Sănătate Publică Tulcea, Laurenția Militaru, a afirmat că săptămâna trecută o angajată a SJU cu simptome ale infecției cu noul coronavirus s-a prezentat la unitatea de primire urgențe, iar testul pentru COVID-19 a fost pozitiv. Reprezentanta DSP a declarat că testele efectuate pentru șase persoane angajate ale SJU au fost pozitive, însă cu excepția infirmierei toate persoanele sunt asimptomatice. Au fost pozitive și testele efectuate pentru opt pacienți, aceștia asimptomatici. Ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare. La rândul lui, managerul SJU, Tudor Năstăsescu, a declarat că este foarte greu de crezut că infirmiera care prezenta simptomele ar fi sursa îmbolnăvirii celorlalte persoane.